Potrivit grupului de comunicare strategică, până pe 24 aprilie pe teritoriul României au fost confirmate 10.417 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate și externate. Numărul de cazuri confirmate în județul Suceava, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică, este de 2.477 de persoane. Totodată, până acum, la nivel național, 552 de persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. De la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică au fost înregistrate alte 321 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. La terapie intensivă în acest moment, în întreaga țară, sunt internați 241 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt 12.251 de persoane. Alte 27.410 persoane sunt în izolare la dumneavoastră și se află sub monitorizare medicală se arată în informarea grupului de comunicare strategică.